Avem în față o lucrare de excepție dintr-o colecție, la rândul ei de excepție, a editurii Bibliotecii Apostolica Vaticana. Lucrarea este cu numărul 546 din colecția Studie Testi. Și dacă ne uităm pe pagina de titlu, îl observăm aici și pe colegul nostru Bogdan Andreescu. Este un al doilea autor al acestui studiu. Studiu pornit de o cercetătoare a Academiei Române, filiala Cluj, Anca Tautai. Este o lucrare adresată specialiștilor în domeniul cărții vechi. Se numește Carte românească veche și modernă la Roma, în Biblioteca Apostolică Vaticană, și se referă la secolele 16-19. Un catalog, de fapt. Este importantă pentru noi pentru că este o lucrare din domeniul nostru de interes, al bibliologiei. Un punct de greutate îl constituie faptul că Bogdan Andreescu este coautor al acestei lucrări și activează în cadrul instituției noastre la colecții speciale și sub egida Centrului de Cercetări Andreea Oțetea. Este o lucrare care cu siguranță, sau pe care cu siguranță o putem include în patrimoniul instituției și, așa cum spuneam mai devreme, are o mare greutate prin faptul că Bogdan este colegul nostru, o muncă pe care a depus-o în afara serviciului, cu greutate sunt convins. Cu siguranță pentru biblioteca asta este o mare ocazie și o mare onoare că această lucrare apare și sub numele lui Bogdan Andreescu. Și nu vorbim despre orice editură, este vorba de o uriașă bibliotecă de la Vatican și cu siguranță că rămâne în portofoliul bibliotecii.